Și pentru ca să intrăm într-o atmosferă frumoasă, am să vă citesc câteva rânduri. Legenda spune că un prunc, înainte de a se naște, se întâlnește cu Dumnezeu. Dumnezeul meu, eu merg în lume și nu știu ce voi face acolo. Sunt atât de mic și de fragil. Pentru tine am pregătit acolo un înger. Doamne, dar nu știu limba oamenilor. Cum o să mă înțeleg cu ei? Cum o să mă adaptez? Îngerul pe care ți l-am pregătit te va învăța totul. Doamne, am auzit că în lume sunt multe rele. Cum o să le pot dovedi? Îngerul pe care ți l-am pregătit o să te apere. Doamne, și cum o să pot să mă întorc la tine? Îngerul pe care ți l-am pregătit o să spună cum te vei putea întoarce la mine. S-a lăsat liniștea în ceruri. Când a sosit momentul ca pruncul să plece în lume, a mai întrebat încet. Doamne, cum se numește îngerul pe care mi l-ai pregătit? Numele nu e important, dar tu îi vei spune mamă. Dragele noastre, sunteți frumoase, sunteți minunate, sunteți speciale, sunteți puternice, sunteți femei. Provocarea noastră de 8 martie este următoarea. Vrem să zâmbiți, să fiți relaxate și să vă bucurați din plin de această primăvară. Iar acum invităm pe scenă grupele mici ale grădiniței, conduse de doamnele educatoare Miloacă Cornelia, Moț Ana și militarul Alexandra, care vă vor prezenta, așa cum știu ei, de 2-3 ani, niște cântecele, un dans. Să sperăm că o să vă placă. Mulțumim și să-i încurajați cu aplauze.